Au schimbat punga de plastic a trecătorilor pe una ecologică. Acțiunea a avut loc în orașul Călăraș, unde câțiva voluntari au oferit oamenilor pungi din stofă naturală. Tradiționalele torbe au fost create de meșteri populari, dar și vârstnici și chiar copii. Proiectul a fost gândit pentru a apropia generațiile pentru o cauză nobilă, dar și pentru a îndemna societatea să renunțe la pachetele din plastic, extrem de nocive pentru mediu. Aici stai de plastic? Da, da, da. Da. Și mereu să cumpărați în pachet eco. Da. Pietre folosi. Așa ceva. N-am avut ocazie. Trei luni de muncă și iată rezultatul. 450 de torbițe create din stofă naturală. În centrul orașului Călăraș, pungile tradiționale au fost împărțite trecătorilor. În cap, hai, cadourile mele pentru nepot. Puneți așa. Puneți aici. Unii trecători erau atât de încântați de această inițiativă, întrucât au mers chiar la magazin să-și cumpere o pungă de plastic, după care să o schimbe pe o nouă pungă naturală. Alții, din potrivă, nu prea au vrut să se despartă de vechea sacoșă. Dați-ne pachetul, dați-ne pachetul! Nu, mie eu nu-i trebuie. Nu, doamna, nu. Puneți acolo, nu. Avem și noi... Așa? Da, mersi. El e bun la torb, că eu mă mai folosesc. Ia uitați-vă ce torbă frumoasă vedem noi. Sunt ecologice, în primul rând, care le folosim mai multe ori, să spunem așa, și sunt binevenite. Mulțumim pentru munca care au făcut-o. Vicepreședintele raionului Călăraș, Zinaida Turcan, nu doar a organizat această acțiune, dar a și cusut în rând cu voluntarii. Cu mare drag, în toată seara, primul lucru era care revenim la această torbă de a croșeta aceste elemente tradiționale și când știi cu atât mai mult că o faci pentru a fi dăruită cuiva. Asta este o motivație într-adevăr foarte plăcută. Din cauza pandemiei, participanții la proiect nu s-au putut aduna înșezători cu cântece, așa cum spune tradiția. Foarte multe întruniri au fost organizate în grupuri restrânse. Deci noi nu am avut posibilitatea să invităm toate meșterițele din raion la casa părintească și uneori cei care aveau posibilitate se deplasau ca să facă instruire. Principalul meșter al acestui proiect este artistul popular Tatiana Popa. Ea este și directorul muzeului Casa Părintească din satul Palanca, raionul Călăraș. Femeia a organizat masterclass-uri pentru cei care niciodată nu au ținut acul în mână. Торбочки бабушек. С вышивкой детского возраста, когда ещё в детстве, когда только учились вышивать красивыми элементами, символами, которые используются в качестве ковров, вышивках народного костюма. La proiect au participat și copii. Astfel, perioada pandemică a devenit pentru ei puțin mai veselă. Mulți din copii au acceptat cu mare drag să participe la atelierele bunicii ca să coasă torbe, din considerent că o parte din ei nu au bunici și au încercat să relaționeze cu bunicii. Multe din tradițiile noastre populare am reușit să integrăm pomul vieții. De fapt, pentru copii este așa o varietate de ornamente care, într-adevăr, ei s-au implicat cu mare dăruire și cu mare drag. În total, în orașul Călăraș au fost împărțite 200 de pungi ecologice, iar alte 250 vor fi distribuite în sate. Нашей съемочной группе тоже подарили две вышитые сумочки, но с одним условием, чтобы мы их берегли и долго использовали. Все-таки эти сумки вышивались вручную с любовью. Organizatorii spun că pungile de plastic adunate le vor trimite spre reciclare, întrucât recent la Călăraș a apărut și un astfel de serviciu. Acțiunea de împărțire a pungilor eco pentru cumpărături a fost organizată în cadrul proiectului Solidaritatea între generații, activ indiferent de vârstă. Program finanțat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.